ce camărime cât e F. Da? Eu zic să ducem și EH cu FG, să demonstrăm mai întâi că este paralelogram și apoi demonstrăm aia și apoi demonstrăm că e pătrat. Că e mai simplu așa, că luăm câte luăm triunghiuri, triunghiurile la două și triunghiurile la două și demonstrăm că e paralelogram, după care ne dă AU și apoi ne și că e pătrat. Ne ducem și... Deci tu vrei să ne ducem la, să arătăm că e paralelogram. Da. Figura asta care se formează. Hai să o dăm cu aceeași culoare. Deci, să arătăm că asta este... Și o scriem demonstrație. Stai, să vedem, deocamdată, ca să fie paralelogram. Fie triunghiurile E, D, H și B, F, G și triunghiul H, C, G cu triunghiul E, A, F. Demonstrăm că sunt asemenea, adică F sunt congruente, adică F congruent cu HC și FG congruent cu HE și așa demonstrăm că e paralelogram și apoi îi dă AU și apoi îl facem pe... Deci, pe scurt, eu zic să luăm cele patru triunghiuri, 1, 2, 3, 4, luăm toate deodată? De ce nu? Bine. Deci pe care putem spune cele patru triunghiuri au. Sunt ce fel de triunghiuri în mod sigur? Dreptunghice. Așa. Au ED congruent cu BG congruent cu HC. Da. Asta e BG, dar trebuie demonstrat de unde. Deci hai să începem totuși, cum nu pot. Da. Deci începem și spunem așa demonstrație, da? Da. Fie triunghiuri EAF. E A. Congruent cu triunghiul, nu, fie triunghiul EAF, triunghiul HCG, HCG, triunghiul BFG, BFG, și triunghiul EDH. 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 Și avem așa, măsura lui B egal cu măsura lui C egal cu măsura lui A. Egal cu măsura lui D. B. Egal cu măsura lui C. Și egal cu măsura lui D. Și egal cu 90 de grade, da? Uh-huh. Apoi, e A e cât... La fie e A cât B, F, cât... E, A este cât... B, F, nu? B, F, zicem eu? E, A, e cât B, F, din ipoteză. Nu e de asta. E, A e cât C, B. Ca mărime. Da, nu trebuie să demonstrăm de unde? Păi n-am dus pe A, E, așa... C, B, cât C, B. Cât C, B. Da. Și CB-ul ăsta nu-i cât DA? Da. E pătrat. Și cât BF, fiindcă ABCD e pătrat. Deci scriu asta. Deci ce să vă scrieți? E A egal cu AB egal cu B. Deci e A egal cu... BF. Cu BF. Așa și cu ceva. Dar nu, e A egal cu BF. Egal cu cine? Cu C, egal G. Egal cu C, G. C, G. Și egal cu... Și cu D, H. Ca să încheiem la cele parte. Cu D, H. Și mai avem... E, D. Așa. Egal cu B, G. Egal cu H, G. Da. Și egală cu AF. AF. Și din astea trei rezultă că triunghiurile sunt congruente. Deci triunghiurile acelea sunt congruente. E AF congruent deci, cu triunghiul. E AF congruent cu triunghiul HCG. H. Congruent cu triunghiul BFG. HC. G. Congruent cu triunghiul BFG. BFG.
scriem cu triunghiul? E, D, H. E, D, H. Și uite, tu că H, G e paralel cu F, G. Că F e paralel cu H, G. Da, de unde îți asigur ți-ai paralelismul ăsta? Asta te asigură că e congruent, nu? Atât. Că triunghiurile sunt congruente, laturile toate sunt congruente și că unghiurile aceleași sunt congruente. Păi și dacă sunt congruente, restul că e paralelogram. Dacă toate laturile sunt congruente... Nu toate laturile, adică toate chiar toate laturile, restul că e pătrat chiar. Nu știu dacă e pătrat, poate să fie un romb. Poate să fie romb, că n-are și unghiul din 90. Te-ți arăți că unghiul din E, din H, din G și din F, din 90. Chiar romb poți să zici. Romb, da. Când toate laturile sunt egale, e vrei romb. Hai să mă sunt prin și are și unghiul de 90 de acolo. Păi da, unghiul ăsta și cu ăsta fac împreună 9 grade. Da. Adică ăsta și cu ăsta de aici, că ele au fost congruente. Și la școală și îl iesem. Da, deci stai aici pe 90 de grade și gata. Deci 1 și cu 2. Uite că e F, G, H. Plus 2 egal cu 90. E F, G, H. Pătrat. Pătrat. Dacă scriem din 90 sau... Nu, e romb. Romb. Da? Romb. Și cum în romb mai am că unghiul 1 și cu 2, da? 1 plus 2 egal 90 de grade, e suficient că 1 de aici și 1 de aici. Da. E F1 egal cu E1? Din ce am zis mai devreme, da? E F1 egal cu E1. E F1 egal cu măsura lui E1. Egal cu măsura lui E1. E1. Și atunci am prat figura romul cu unghii 90 grade. E F, G, H. E F, G, H pătrat. Și într-un pătrat, laturile opuse sunt cum? Sunt egale și F, într-adevăr, este și egal cu HG. Dar noi asta am demonstrat că n-am scris rom. Nu iese din asta? Deci asta a ieșit din paralelogram, rom, deja înseamnă că laturile sunt egale. Dar acum, fiind am terminat cu pătrat, din rom putea să trage concluzia punctul ea. Pentru A, că am EF EF egal cu HG. HG. Și nu e și tot. Da. Dar domnul profesor mai gândește la o altă idee, cred că, nu? Da. Stau și mă gândesc la... posibilitatea să fie... mers numai vectorial. Și să fi privit vectorul F egal cu EA plus AF. Deci EF... vectorul sumă, nu? Ca o sumă. EF egal cu EA plus AF. Ia să încercăm și varianta asta, că cred că ne ducem, trebuie să ne ducem neapărat numai pe vector. Asta mă gândesc eu, că așa am dus prea mult pe geometria cealaltă. Deci EF egal cu EA plus AF. EF egal cu E A plus A F. Iar HG, despre HG, HG egal cu HC plus CG. HC plus CG. Așa. Eu am vorbit de ea. E A cu H
Cu CG. E A egal cu CG. Da. E A egal cu CG. Că sunt vectori care au aceeași direcție, aceeași mărime și același sens. Deci de sub cum e A egal cu cine? E A cu E A cu CG cu C G și mai am că e A cu CG și adică e A cu CG și AF cu HG de sfie. AF ne uităm la AF cu HG. Da, este bine. AF egal AF. Nu-ți place? Bă, da, da. Așa trebuie făcut. De-aia este neapărat cu vectorial. Ne-am dus, am combinat geometria... Era frumos așa. ...plane. Păi, e frumos, dar nu e în cadrul lecției. Deci, A, F... Da. Cu A, C. Cu A, F, cu H, C. H, G. H, C. H, G. H, C. C, da. H, C. Și acum, dacă noi le sumăm, este exact asta de aici. Deci, vezi, e A, e A, egal cu AF. Da? E A cu, e A cu CG, pardon, cu CG cu ăsta. Am vrea să-i păstăm sensul de vector, domn profesor. Păi, eu... Ziceți e A, dar A e dat. Păi este e A, în cazul meu acum, a fost dat A e. Da. Dar îi vorbești din vectorul ea, care e opusul lui. Aha. E A atunci? E A cu C, G. E A cu C, G. Pentru că mie mi-a intrat așa, e F-ul. Eu am înțeles asta. Da, e F-ul. A mă duci de la E la F, mă duc prin A. Înseamnă e A plus A F, că tot mai am vorbit mai devreme. Da. HG înseamnă HC plus CG. Da. Și acum, cum e A cât CG, AF cât HC, AF cât HC, HC, AF cât HC. Corect. Egalitatea are rost, da? Da. Hai să o zicem cu alte culoare. Numai atâta e demonstrația. Atât, foarte simplu. Deci, vectorul sumă, știi? Da, 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 da. Așa trebuie. E A, e cât CG. E A, uite așa. Cu CG, uite așa. Și... AF. AF. Cu... H. H. G. Ce? HC. Deci, vectorul ăsta HC e cât AF. Da. Cei doi vectori sunt echipolezi, cum spuneam, sau da, în limbajul ăsta egal, în sensul că au aceeași direcție, spre drepte paralele. Au aceeași mărime, că este de două lateri la pătrat. Da, da, da. Și au același sens, pentru că ducând o dreaptă prin origine, e situat în, situat în același semipla. Corect. Chestia asta, la adunându-le, mă duce la așa ceva. Deci trag liniște la dur și iese că e F egal cu HG. Din asta rezultă. Așa. Păi cred că invers de trebuia să începem așa. Așa trebuie, da. Rezultă aia. Da, eu am tatonat-o pentru că... Da. Măi, stai o clipă. E F trebuie văzut ca o... Ca un vector, trebuie să fim la vector. Corect. Așa. Deci de aici, de acolo, rezultă că e A plus AF e... Ia un membru cu membru, da? Plus AF egal cu CG plus HC. Da. CG plus HC. Și asta înseamnă echivalent, va spune că EF EF egal cu HG. Egal cu HG. Așa că asta e. Adică și pentru loc sumă sunt egali.
Da, 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 da. Deci... Dacă aia e egală cu aia și aia e egală nu, cu dar aia... Nu, dar vectorilor sumă sunt egali, da? Sigur că dacă vei sunt egal membru cu membru, atunci sumă același lucru. Bun. Asta deci atât. Asta e demonstrația. Punctul B? Punctul B, după ce am arătat că... Nu este așa... punctul A. Fiindcă am acești doi vectori care sunt egali, mi asigur de paralelismul. Deci sunt egal paralel? Și, da, da. Da, egal și paralel, paralel și... e paralelogram deocamdată. Da, și dacă e paralelogram, trebuie deci, mai eu aș zice că e, dacă laturile opuse sunt paralele și egale. Și nu, hai să arătăm și asta că are loc. Hai să arătăm și asta. Dar tot atât de simplu. Tot rombul l-a arătat. Da? Și dacă arăt și că asta e cât asta, înseamnă că figura e romb. Da. Și rombul în care voi arăta că unghiul ăsta e din 90 de grade, devine pătrat. Exact, dar tot ca acolo înseamnă. Nu, dar paralelismul ăsta două de două, tot în varianta asta. Deci am arătat pe astea două. Și ce de mai aici? Da? Da, și scrie de mântarea cu vectorii, nu? Da, am scris, ok, e mai bună. Nu, asta se cere. Asta se cere, să știi că trebuie să ne obișnuim că deocamdată trecerea de la geometria plană pe care o știi la geometria vectorială te tot fură să te duci în partea cealaltă. Dar să vezi cât de simplu ești aici. Ca o sumă, ca o sumă și a ieșit rapid. Așa. Hai să vă arătăm că vectorul A e... Deci... Da, nu, pornim așa. Cum? Cum? HD este... Cum HD este cât? HD este cât FB. Da. Nu? Da. Cum? Cum? Doar cum e HD. D. Nu HD. DH. DH. Cum DH. Așa e dată în ipoteză. DH. Da. DH. DH. Da. Este cât... eu ce vreau să arăt, că e H, da? E H este cât E, D. Hai să scriu așa. Ca să... Eu plecați invers. Da, plec invers ca să-mi ies, să-mi arăt vectorii, ca sens. Mă interesează asta. Bine. Deci eu voi arăta, fie că arăt că E H e cât E, F, G, fie că H e cât G e. Cum vreți? Mie mă atiere. Deci arăt, fie că H e cât G, E, F, fie E, H, cât E, F, G. N-are importanță. Aceeași lucru. Deci hai să arătăm că E, H, E, H, egal vector cu E, F, G. E, F, G. Asta vreau să arăt. Dar E, H, acum îl văd așa. E, H. Cum îl văd, negrat, te rog? E, H, este H, D, plus D, E. E, H. Plecând așa din la E la H, înseamnă E, D plus D, H. Ah. Tot de acolo pleci. Da? Ca vector. Și bag litera care D între astea două. Pleci de la E, da? E, H egal cu E, D plus D, H. E, H egal cu E, D plus D, H. E, F, E, F, G. Egal cu FB. FB, așa. E FB, da. FB. BH. B. Sau ce acolo? B. G, da? B. G. Deci am băgat litera la mijloc. Și acum, eu voi arăta că 2 câte 2, deci sunt egale. E D, deci E D-ul, cu cine este egal? E D-ul. E. D. E, D este de la E la D. Egal cu BG. BG. E, D cu BG. BG. Și H. Și D, D H. H. Este D. Egal cu FB. Egal cu F. Și atunci rezultă că e H. Și atunci trebuie cum, cum, din astea. Cum astea sunt egale, rezultă că... Da, rezultă asta, da? Da. Rezultă de aici. Da. Deci, practic, așa trebuie luat acum. Da. De aici, rezultă că le adunăm și așa, și atunci asta e egal cu asta. Da, și rezultă că e H și e cât FG.
Și acum avem așa. Asta o am și mai am și pasta. Da. E bună sub alta. 1 și 2 puneți. Deci 1. Nu, nu, aia prima pe care am mâncat-o. Și 2. Din 1 și 2 rezultă. 1 plus 2 rezultă că A, B, C, D. Nu, E, F, G, H. E, F, G, H, da. E, F, G, H. E, F, G, H este? Parilogram. Rom. Pătrat. Pătrat nu-i. Rom. E, F, G, H este? Rom, acum. Rom. Atât. Da, și de acolo că 90 și... Da, folosim și chestia. Deci este rom, da? Romb. Plus, puteți să chiar să ne folosim, mai scris o dată chestia asta, plus chestia asta de aici. Da, plus, acolo n-am ce face, trebuie să merg, că suma unghiilor acolo fac 90 de grade, n-am ce. Da, dar asta înseamnă că ar trebui să vom ia triunghiurile, să zicem cu congruente, dar mai scris o dată. Nu, avem mai sus asta. Exact, mai scris o dată. Plus, triunghiurile sunt congruente. Da, din congruența triunghiurilor respective. Rezultă pătrat. Rezult, deci de plus că 1, unghiul 1 plus unghiul 2 egal 90 de grade. Aici am mai înainte. Asta este dovedit că da. E 90 de grade. Știu asta, trebuie să repun. Și atunci 1 și cu 2 fac 90 de grade. Da, asta am spus în demonstrația care am șters-o, domn profesor. Da, da, da. Este înregistrat. Da, bun. Da? Demonstrat. 1 plus 2, 90 de grade. Demonstrat. Da. Și atunci rombul cu un unghi de 90 de grade este pătrat, da? Da, da. Deci A, B, nu, E, F, G, H. E, F, G, H. H. Pătrat. Practic tot acolo îi se duce în demonstrații, numai că ce trebuie să ținem cont? Practic deci, tot așa am demonstrat. În loc să arat că laturile sunt paralele două câte două, spun că vectorii respectiv sumă. Sunt egali. Da. Vectorii sunt egali, doi vectori echipolenți aceia, asigură da. Paralelismul. Deci nu mai munca aceea cu paralelismul. Exact. Latul, și atunci vectorii aia sumă, practic, sunt egali și paraleli și atunci nu, ei sunt egali. Sunt egali. Paralelismul și egalitatea. Da. Echipolenți. Echipolenți asigură, au aceeași direcție, da, și au și aceeași mărime. Și aceeași mărime înseamnă ce știam în limbajul înainte, laturile opuse într-un patrulaten în care două laturi opuse sunt paralele și congruente, paralele și congruente. Ce sunt? Figura și este paralelogram. Da. Dar tot așa, adică, practic tot acolo ne ducem. Că zicem așa, cu triunghiul, dar tot acolo ne ducem. Nu. Tot asta zicem. Este suficient atâta să fi spus. Că astea două paralele și congruente, figura asta este un paralelogram. Și fiindcă se întâmplă același lucru din 1 și 2, figura respectivă este rom, da? Da. Rom. Dar îmi trebuia neapărat să arăt că vectorii aceștia sunt perpendiculare. Adică vectorul EF și cu EH sunt perpendiculare. Ori perpendicularitatea asta nu am la dispoziție în clipa asta, decât prin aceea că fiind pătratul ABCD, aveam unghiul ăsta de 90 de grade. Construcția aceea tot timpul a păstrat. Da, demonstrația e clară. Nu... Da? Numai că și asta, unghiul 1 și cu 2 fac 90 de grade, care mă trimită în figura care s-a format. Deci, am ușurat demonstrația faptului că e romb. Exact. Sau demonstrația faptului că e romb s-a ușurat mult prin calcul vectorial. Da, pentru că dacă arăți că sunt egali, da, dați și paralel. Asta. Sunt egali, sunt paraleli și de aceeași mărime. Da. Adică laturile... Dacă am zis că sunt egali. Da, 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 da. Deci asta înseamnă că sunt și paraleli și de aceeași mărime. Și atunci... Exact. Gata, e rom, cel puțin. Da, 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 da. Mai și... face și mărime. Mai face și mărime. Da, da. Dar ce este interesant aici? Începem să descoperim ce este dincolo de... Asta nu o să mai fi și în clasă de aici, nu? Nu numai capul, se face geometria practic, se dea geometria toată care s-a făcut între a 7-a și a 8-a, a 6-a și a 7-a, dar privită prin prisma vectorilor. Care e tot acolo, cu două știi pe aceea, ideea e că... Îți ușurează mult, este o altă perspectivă. La fizică o să folosești mai mult. Sigur că da, folosi foarte mult la fizică. Dar acesta antrenament de la matematică... Dar mai întâi l-am făcut la fizică, din suplet la fizică și apoi la matematică. Păi, din cauza nesincronizării.
Deci este o desincronizare între ce se întâmplă între... Pentru că cei care gândesc acolo programa nu sunt oameni de, cum se spune, de cretă în mână. Sunt acolo sau de uitați prin minister și facă un program și el și-o face în legea lui, celălalt face în legea lui și așa mai departe. Mi-am gândit la ingineri, la partea tehnică, la aceste tehnice, folosind noțiunea derivată, la mecanică, de acolo ce era în sfârșit, și ei, clasa 11-a, să aduce vorbă de derivată. Iar printre a noua, acolo, la mecanică, și derivata, nu știu cui. Era o formulă aruncată acolo, așa la discrepitabilă. Și domnule, e derivata, dacă nu știu să facă, nu-i treaba mea. Mie scrie așa. Păi, dar nu mai spune, caută să găsești o altă exprimare. Păi, și o formulă, eu trebuie să o dau. Și la ce folosești? Și-o învățat-o, ești pe ușă și-o uitat. Deci, vector, operație cu vector, adunarea, asta scrie de tablă deja. Da, vector, operație cu vector, adunarea și aplicație. Aplicație. Asta. Nu uitați dacă ai să share. Aplicația regulare griji, produsul, instalarea, verificări în geometria plană. Da, dar nu s-a introdus produsul scalar. Am produs scalar tot la fizică l-au făcut. Da, noi am făcut aici în mai adunat. Da, la fizică l-au făcut. Făcut și produs scalar, da? Da. Ei, da, se leagă și acum te ajută și la fizică chestia. Înțelegi? Și acolo mecanică la fizică. Înțelegi?